La un pas de tragedie, ieri după amiază, o mașină a ieșit de pe partea carosabilă în localitatea Biștița din județul Mehedinți. Accidentul a fost soldat cu două victime, una dintre ele fiind transportată la spital. Pompierii din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta au intervenit la un accident rutier cu o ambulanță smurt pentru acordarea primului ajutor unei victime implicate în accident. Aceasta a fost transportată la unitatea medicală pentru mai multe îngrijiri. În cursul zilei de joi, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta, Turnul Severin, a intervenit cu o ambulanță smurt la un accident rutier produs în localitatea Bistrița. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă. Două persoane au necesitat îngrijiri medicale, ulterior o singură persoană fiind transportată la spital. În cauză, polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili modul de producere al evenimentului.